Președintele Pro-România, Victor Ponta, acuză opoziția că fuge de guvernare și din această cauză întârzie depunerea moțiunii. Spre deosebire de mulți alți colegi care sunt mai iute vărsătorii de sânge, cum spuneau cronicarii, eu știu ce înseamnă. Faci moțiune acum, nu strângi 233 de voturi, următoarea moțiune mai poți face în februarie. E un plan să rămână Viorica Dăncilă până în februarie, că eu nu fac parte din planul ăla, din înțelegerea aia. Fug de guvernare și unii și alții ca dracu de tămâie. Liderul Pro-România spune că vrea să vadă seriozitate din partea colegilor din opoziție, mai ales că bănuiește că Traian Băsescu ar fi negociat deja cu cei de la PSD. Victor Ponta așteaptă ca Viorica Dăncilă să vină cu restructurarea guvernului la vot în Parlament. Eu cred în continuare că trebuie să insistăm ca doamna Dăncilă să vină să ceară votul în Parlament. Atunci o să chemăm mascații, să o scoatem din guvern. Ar fi al doilea președinte al PSD care pleacă cu mascații. Victor Ponta a continuat cu acuzații grave la adresa premierului României. Așteptăm ca doamna Dăncilă, așa cum ne-a anunțat, că are majoritate, că are voturi, că a cumpărat parlamentari, cu 100.000, cu 200.000, nu știu cât i-a cumpărat, treaba ei, să vină în Parlament cât mai urgent, chiar săptămâna viitoare, să ceară votul pentru nou guvern, obține 233 de voturi, activează în continuare. Până în acest moment, Victor Ponta susține că doar cei de la USR au vorbit cu el despre moțiune. Ponta cere ca opoziția să vină cu un program de guvernare care să-l convingă și reiterează faptul că nu vrea ca Ludovic Orban să fie propunerea de premier.